Inclusiv Părinte Iustin Pârvu. Nu cum spune el că ca un drăguț și ca un finuț s-a revenit la urmă, Părinte, adresul la urmă. El de la început a spus clar că chipul din pașaportul biometric sau din cardul sănătății nu reprezintă lepădare. Este o etapă. Care și este o etapă pe care văd că știa și Părinte care strată din discuții, recunoaște și el că este o etapă în privința aceasta. Dar încurajează să oamenii să ia. Da, păi asta e mare atragere. Și cea mai mare pacost și păcat care vine peste noi acum, este păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta. E bine, acum noi creștini suntem puși în situația de a ne lepăda și a cădea în păcatul cea mare împotriva Duhului Sfânt, la care nu este mântuire. Și cum vine de fine? E lucrul cel mai esențial. Studentele alea la carnetul din masă, îi pune acolo, n-ai cipușor, nu poți intra acolo. Omule, tu trebuie să mergi cu o mașină, să te duci de plasă, duci un bolnav, aduci femeie la spital, duci un mort, îl duci pe un om, care cât e greu să nu sunt în viață, că dacă mai întârzi o oră sau jumătate de oră, moare om. E că m-a vin și-ți spune drăcușorul. Ia să spun pe carnetul ăsta care îl faci prin conducere, să-i spună în cipușor acolo. Așa. Și tocmai de aceea unii nevoi, unii mai strigători, să zic, strigente lucrurile, vine să-l pune acolo. Mai poți tu lua carnetul ăsta? Nu îl mai poți, pentru că te-ai lepădat de Hristos. Asta înseamnă cipușorul. Căderea în păcatul împotriva Duhului Sfânt. De aceea, nu numai creștinul este nevoie, dar așa este cipușorul.